Vorbim despre un post terapeutic, un post care durează 40 de zile, un post în care se bea doar apă. Trebuie să fie doar apă. Doar apă. Deci important nu suc, este nu cafea, să fie nu... apă și nimic altceva. Nu încurajăm ca cineva să se apuce acasă de acest post doar pentru că a auzit acest podcast sau pentru că a citit ceva. Oamenii pot să facă minim 7 zile, oricine poate să facă minim 7 zile de post. Ce depășește 7 zile, avem nevoie de investigații medicale. De supraveghere. O zi de post cu apă este egală cu 10-14 zile de sănătate. În momentul în care faci post mult cu apă, recuperezi sănătatea din trecut, îți tratezi bolile din trecut și îți proiectezi sănătatea în viitor. Dar postul ăsta terapeutic funcționează mai bine și atunci când e un duhovnic în preajma ta și când e apropierea mai puternică de credință, de Dumnezeu? Am realizat că nu poți să faci post decât doar în contextul bisericii. Doar în contextul rugăciunii a unui preot, a unui duhovnic care te spovedește, te împărtășește și te pune pe calea cea bună. Sunt puține lucruri gratuite, lăsate de Dumnezeu pe fața pământului. Apa, soarele, aerul și postul cu apă. Partea noastră aceasta care merge la Dumnezeu, sufletul acesta, este atât de curat, atât de pur, încât noi de când ne naștem începem să-L murdărim, știți? Și pe măsură ce înaintăm în viață, ne dăm seama cât de frumos am fi putut fi și cum nu am fost. Dar eu am ajuns la 40 de ani să-mi dau seama că am timp să-L recuperez. Și îmi doresc foarte mult lucrul ăsta, să recuperez ceea ce mult timp am tot poluat acolo. Fiți atenți! Cât poate să fie omul ăsta de bun? Acest podcast cu tine e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Salutare, oameni buni, și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Suntem în postul Paștelui și l-avem invitat pe Cezar Elisei. Mă bucur foarte tare, Cezar, că ești astăzi alături de mine și am spus că suntem în postul Paștelui, odată pentru că și tu ții post, iar în al doilea rând pentru că vorbim despre un post terapeutic, un post care durează 40 de zile, un post în care se bea doar apă, corect? Corect, bine te-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Să știi că de mult timp am vrut să stăm la aceeași masă și să povestim, iar acum de obicei aveam un vin în Sâmburești pe masă, acum avem Aqua Carpatica. Am înțeles că oricum este și una dintre apele tale preferate, așa că o să bem destul de multă apă la podcastul ăsta. Exact, este din zona Vatra Dornei, acolo ne facem activitatea. Iar tu în 2020, mai exact la început de martie, a fost pentru prima dată când ai plecat să faci acest post terapeutic de 40 de zile doar cu apă, un post terapeutic care te ajută să scapi și de foarte multe probleme de sănătate. Da, în 2020, după o încordare sufletească pe care am avut-o acasă împreună cu soția, am zis, domnule, cum să crească, să fie mai bine în casa noastră. Și atunci ne-am adus aminte de post și pocăință, post și rugăciune. Și am zis, ce ar fi să facem noi 40 de zile? De fapt, soția a zis să facem un post lung și eu așa, eu sunt săgetător și săgetător e cutezanță. Așa. Am zis, 40 de zile. Nu prea m-am gândit eu ce va însemna asta, cât de mult va fi. Dar când ai zis 40 de zile, nu pleca de la ceva anume, de la o știință pe nu, care nu mai decât. Nu. Așa te-ai gândit am știut tu. Că 40 de zile este numărul acesta care tot apare în Biblie și care probabil la momentul respectiv mă gândeam, cred că ar fi bine să-l ating. Adică sună bine, lucrurile s-au transformat întotdeauna când au apărut 40 de zile de post. Știți, cu Moise, cu Ilie, cu Mântuitorul Hristos. Și am zis să fac acest post și concomitent știam de câteva luni de o clinică de post din Siberia. Dar văzusem într-o carte o fotografie, scria jos clinica de post din Siberia și era așa, o perdea fluturând la un geam cu gratii. Și am zis, vai, cred că îi ține acolo legați, închiși și nu le dă să mănânce. Dar trebuie să merg acolo să văd cum funcționează clinica asta de post. Și mi-am depus viza pentru Rusia, culmea a fost că am primit-o, am găsit și un preot care să mă binecuvinteze în călătoria asta, deși preotul, părintele Iustin de la Constanța, a zis, eu îți dau drumul să mergi, dar eu n-aș face așa ceva ce faci tu. Și m-am dus și începând cu ziua 16-a, nu mai făcusem niciodată 16 zile de post, făcusem 13 zile și ne-am oprit atunci tot împreună cu soția. Pentru că am zis, domnule, n-am mâncat de 2 săptămâni, dacă la un moment dat o să picăm jos și o să murim. De unde știm noi când se oprește inima? Eu nu cunoscusem pe nimeni, deși a fost Valeriu Popa, dar Valeriu Popa s-a închis discuția despre el cam de vreo 20 de ani, nu prea
puțini sunt cei care mai evocă amintirea. Și am pornit cumva așa, într-o mică nebunie, să zicem. Dar cu speranța asta că voi reuși să documentez, că știi că am fost jurnalist, să documentez această aventură la clinica respectivă de post, unde nu mai fusese niciun muritor din zona noastră. Ai plecat România. Cu soția sau singur? Nu, singur. Singur. Ai zis, mă, dacă se plătesc eu ceva, măcar rămâi tu cu copilul, pentru cam că așa. Cezar la România are și un copil de 8 ani. Cam așa. Să vă trăiască. Și am mers, am în ziua 16-a, 17 am ajuns acolo și am zis la doctoriță, doamnă, știți, eu vreau să sunt jurnalist cu tare, vreau să scriu o carte și aș vrea să mă lăsați să documentez aici. Și zice, a, dar n-ai cum să faci lucrul ăsta fără să faci și tu postul. Zic, da, eu am 17 zile, cât mai pot să rezist? Hai să mai faci câteva zile. Și am fost obligat să fac 2 săptămâni de post, pentru că altfel, cumva, nu mă lăsa să-mi fac treaba. Deci 14 zile, 2 săptămâni, nu? Exact. Numai că între timp a venit pandemia, s-a făcut 20 martie, când știți că s-a închis absolut totul în 2020 și a trebuit să mă întorc. Dacă nu reușeam să mă întorc în ziua respectivă, la ora respectivă, pur și simplu rămâneam pe stradă pe Rusia pe acolo. Dar în 13 zile cât am stat acolo, am reușit să îmi adun o carte, așa, un jurnal de experiențe pe care le-am deprins acolo, am vorbit cu foarte multe persoane și am tras concluzia că e foarte bine să nu mănânci. O concluzie șocantă pentru lumea noastră românească, poate chiar ortodoxă, poate chiar creștină. Cum adică să nu mănânci? Zic, nu mănânci deloc. Păi ce se întâmplă? Păi te tratezi de boli. Wow, ce chestie. Deci atât de impresionat am fost de ideea asta că te poți trata de boli prin nemâncare, încât am venit acasă la duhovnicul meu, părintele Nicodim, și a zis, părinte, să-i trimitem pe toți oamenii în Rusia. Acolo se tratează. Și ăsta zice, păi ce zici, trimis că e departe, trebuie să zboare 10.000 de km, tu nu știi să faci asta? Și mi-a pus așa mintea pe bigudiuri, zic, cum să fac, stai că eu abia am început. Și din aproape în aproape am început să înțeleg cam asta e ceea ce m-a rugat. Mă rugasem ca Dumnezeu să-mi schimbe viața. Ți-am zis că de acolo am plecat. Am plecat de la problema asta în viață, că parcă lucrurile nu se mișcau așa de bine. Dar ce nu mergea bine în viața ta? Pentru că aș vrea să le spunem oamenilor, Cezar Eliseu, oameni buni, a terminat seminarul teologic, după care ai făcut o altă facultate, n-avea nicio treabă cu seminarul, ce ai făcut? Ai făcut filozofie. Și apoi ai lucrat 10 ani corespondent la știrile ProTV, exact, la Iași. Exact. Am făcut în vreo 3 ani de zile de presă scrisă și apoi am mers la ProTV și viața mea cumva, știți că este... Căsătorit, copil, totul? Imaginea aceasta a unui șoricel care se învârte într-o roată. Exact asta simțeam. Stăteam până seara târziu, scriam știrile, nu știu ce, dădeam propunere pe a doua zi, știți toți care ați lucrat în televiziune, a doua zi mergeam, îmi făceam știrea, iar se determina și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și zic, băi, oare ce-o fi dincolo de treaba asta? În anul 2015 mi-a trecut prin cap această carte. Nu știu, bine se vede. Da, pot să o arăt, chiar cum să nu o să se vadă aici. Și Calea mea, dietă creștină și alimentație naturală. Cezar Elisei. În anul 2015 m-am apucat de scris la ea pentru că simțeam că există un adevăr dincolo de toată această discuție marketizată despre alimente. Și m-am studiat destul de mult despre ce înseamnă alimentele, ce înseamnă, mă rog, prezentarea alimentelor oamenilor și care este adevărul, cum te păstrezi sănătos. În cele din urmă, concluzia este că trebuie să mâncăm natural și sănătos. Adică ceea ce știm deja, să ne ducem la piață, să ne gătim noi mâncare, dar să o facem noi și nu cumpărăm prea. N-a peste alta. În 2015 am slăbit, eram mai plinuț așa, destul de plinuț, și am găsit această cale în care îmbin alimentația sănătoasă cu ceva viață bisericească. Tu aveai chestia asta cu biserica pentru că făcusei seminarul teologic, adică era o sămânță acolo. Dar nu prea să mai potrivea cu ceea ce făceam la televiziune, adică eu făceam știrile de ora 5, în mare parte. Da. Ce se întâmpla, nenorociri prin Moldova, eu eram acolo. Și aspirațiile acestea care duceau spre mâncare sănătoasă, spre biserică, spre ceva, nu se împlineau. Și rămâneam la nivelul de, să zic, hobby. Făceam ceva acasă în timpul liber, dar prea puțin. Și ușor, ușor mi-am dorit mai mult, mai mult, mai mult. A început să coacă această lantă carte în mine, în mintea mea. Zic, de acolo citisem ceva despre postul negru, pentru cartea respectivă găsisem gratiile respective, zic, bă, dar dincolo de asta, oare ce ar putea fi? Și la un moment dat, în 2018, am luat decizia să rup legătura cu
televiziunea. 10 ani. Să zic, a fost o perioadă frumoasă. Am învățat foarte mult ca toți care iese din televiziune. Zic, băi, a fost o perioadă foarte bună. Am cunoscut, nu știu, zeci de mii de oameni. Am făcut sute de mii de kilometri. Adică am cunoscut lumea în perioada respectivă, sigur. Dar nu mă cunoscusem pe mine și poate că nu descoperisem calea. Nu ajunsesem să merg pe calea respectivă. O descoperisem, dar nu mergeam. Și abia când s-a copt această carte și a avut sens pentru mine, am mers să descoper lucrurile astea și în momentul în care am început să fac postul de 40 de zile, m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă tot am dat demisia, tot ne-am luat altă cale, zic, poate ar fi vremea să fac și eu ceva serios. Și uite, dacă ne-am întâlnit cu peștișorul de aur și am avea o singură dorință, e foarte complicat să te gândești cam ce ai dori așa, ce ți-ai dorit tu să-i spui și am zis așa. Zic, Doamne, dacă fac ăsta post de 40 de zile, aș vrea să mă ajut să vindec oameni. Dar am rămas așa din nou surprins. Ori ce să însemne asta? Că m-am gândit prin excludere. Zic, păi dacă vrei bani. Zic așa, că ți-ar putea da orice. Vrei bani. Păi banii se termină. Vrei faimă, nu știu ce. Faima să duce, se termină, să așa, să pierde. Ce ți-ai putea dori ca să existe în orice circumstanță posibilă? Dacă vine o foamete, se anunță că vin tot felul de cataclisme, de nu știu ce, cad băncile. Ce ai putea să ai tu, să-i dai celuilalt și celălalt să bucure de tine și tu să trăiești, trăiască și el fericit. Și am zis așa, zic să-l ajut să se vindece de ceva. Ajung, cunosc situația asta din Rusia, mă întorc cu ea. Tu în Rusia, practic, acolo ai stat doar cele două săptămâni? Două săptămâni. Și ai continuat postul în continuare? Și am continuat încă 10 zile acasă, exact până am făcut cele 40 de zile. Deci stai puțin, 2 săptămâni, 14 zile, cu încă 10 zile, 24 da, plus, de zile. Da, plus. Nu, deci au fost 16 plus 13, da. 29 plus o zi pe drum, da. Încă 10 zile acasă, 40 de zile. Și când m-am întors înapoi, duhovnicul zice, păi fă tu. Păi, pe cum să fac eu? Și a trebuit să mă concentrez foarte mult, să-mi aduc toate materialele așa înaproape. Mi-am scris cartea asta, i-am dat drumul la carte. Am văzut cartea să vinde, dar să vă spun, cum să-i spui unui om care este obișnuit să mănânce, să nu mai mănânce. Să ieșim noi acum în București și să spunem într-o piață aici, oameni buni, nemâncatul vă face sănătoși. Păi, îți dai seama, îți cheamă poliția locală să-ți ia. Cum să spui așa ceva? Toți știm că mâncăm o friptură, nu știu ce, te simți foarte bine. Da, ieși seara la un restaurant cu soția, cu așa, totul e foarte bine. Să-i spui să nu mănânce. Și acolo am cunoscut această realitate. Venea soțul cu soția în concediu la clinică, acum nu mâncau 10 zile, da, și plecau acasă fericiți cu gândul că se vor întoarce și la anul. Zic, păi ce Dumnezeu, ce au ăștia oameni? Să fie așa rușii de deosebiți din noi? Nu. Ei primeau acolo o serie de beneficii pe care noi nu le-am auzit și nu le-am cunoscut niciodată. Poți să iau cartea să le arăt și celor care se uită la podcastul nostru. Cezar Elisei e jurnalul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă. Că asta e toată povestea, 40 de zile doar cu apă. Și este după un studiu pe care l-ai făcut la o clinică în Siberia, acolo unde ai postit. Și vreau să te întreb, tu când te-ai dus să faci postul ăsta, suferai de vreo afecțiune? Aveai vreo problemă de sănătate? Aveam ceva. Avem o problemă, o aritmie la inimă. Mhm. Care s-a vindecat undeva în ziua 22-23. Pur și simplu nu mai puteam să merg. Eram atât de obosit. Am simțit, inima am cedat. Și cu greu am ajuns la cameră. Doctorița mi-a zis, du-te și te odihnești, va fi bine. Și mâine dimineață m-am trezit și n-am mai avut niciodată problema respectivă până în ziua de azi. După 23 de zile de post cu apă. 23 de zile de post cu apă. Am mai avut ceva, o gâlmă, să-i spun, undeva în spatele genunchiului drept, probabil de la condus, că am stat cu piciorul flexat așa și problema respectivă s-a topit undeva după ziua 12-a de post și am mai avut un colon efectiv înfundat, pentru că și eu am trăit ca toată lumea cu mici, cu bere, cu o perioadă destul de lungă din viața mea și undeva aici, pe colonul ascendent, am avut o porțiune, nu știu, de 10-15 cm blocată. O materie solidificată acolo. Și respectiva problemă s-a dus abia în ziua 40. Dar să vă zic, în ziua 36, 37, 38, 39 și 40, 5 zile la rând, după ce n-am mai mâncat 5 săptămâni, am ieșit la toaletă de 2 pe zi, până s-a eliminat totul de acolo. Și când s-a eliminat, parcă m-am născut a doua oară. Și am scăpat de toate problemele. Da, o să, poate, sunt oameni care spune, domne, dar e sănătos, faci chestia asta medical? Adică medicii spun, domne, e ok să trăiți doar cu apă? Aici e foarte interesant. De asta spun, aici e și credința,
vedeți dumneavoastră. Și știința. În Rusia, chestiunea asta funcționează cu brio, decontat de statul rus din 1973. Deci are 50 de ani anul ăsta. Sunt zeci de mii, sute de mii de persoane care s-au tratat prin postul cu apă. În Statele Unite sunt câteva clinici unde se tratează de cancer cu postul cu apă. În Germania este o clinică Buckinger, pe malul lacului Constanz, care din Germania spre Elveția, unde se tratează din anii 60, mai vechi decât în Rusia. Deci, locuri sunt în lume unde se tratează oamenii din post cu apă. Numai că la noi nu. Și acum sunt, te întreb, trebuie o anumită apă sau tu spuneai că folosești Aqua Carpatica, de exemplu? Sau trebuie să ai o anumită apă de izvor sau o anumită apă cum? Trebuie să fie doar apă. Doar apă. Deci important suc, este cafea, să fie apă și nimic altceva. Pentru că procesul de curățare, procesul terapeutic se face doar în momentul în care organismul va primi doar apă și nimic altceva. Eu tot le spun oamenilor când vin la noi la tabără, diferența între postul cu sucuri, spre exemplu, care se practică prin Turcia, nu? Din ce știu eu. Sau de detox, să zici. Detoxifiere, exact. Și postul cu apă este ca diferența atunci când speli mașina și când repari mașina. Este cu totul și cu totul diferit. Sigur, și postul cu sucuri face anumită curățare, dar nu face terapie, nu tratează nimic. Aici noi vorbim de tratarea unor boli dificile, cum ar fi, spre exemplu, diabetul, astmul, problemele inimii. Și tu ai dovada clară că diabetul a putut fi tratat prin acest post cu apă? Noi am avut în ultimii 2 ani jumate câțiva pacienți care și-au ameliorat clar și pe analize nu au mai avut diabet. Pentru că la un moment dat mi se pare și o afirmație destul de puternică, știi? Și în același timp probabil foarte mulți oameni care s-ar putea să zică, domne, de mâine beau doar apă și mă fac bine. Noi nu poate lucrurile de asta zic, nu stau chiar așa. Nu încurajăm ca cineva să se apuce acasă de acest post doar pentru că a auzit acest podcast sau pentru că a citit ceva. Îi încurajăm să studieze. Există literatură foarte vastă pe internet, water fasting și așa mai departe. În curând vom lansa și noi o carte, dar dacă oamenii studiază și încep să consulte un medic care înțelege acest fenomen și îi sfătuiește în sensul de a face analize de sânge, de urină din când în când pentru a-i monitoriza și când ajung la anumite probleme să-i oprească, este totul perfect. Teoretic, oamenii pot să facă minim 7 zile, oricine poate să facă minim 7 zile de post. Ce depășește 7 zile, avem nevoie de investigații medicale. De supraveghere. Sigur. Da, după 7 zile de post cu apă, observi beneficiile? Da. Sunt care beneficii. Ar fi beneficiile unui post de 7 zile doar cu apă? Spre exemplu, un bărbat după 7 zile de post cu apă poate să slăbească între 6 și 8 kg. Cel mai vizibil. Pe partea terapiei, să zic, dacă ar avea probleme, diverse bubițe, știu, pete pe piele, asta ar putea dispărea. Dacă are ochii împăienjăniți, ochii s-ar putea albi. Dacă are alergii, alergie s-ar putea trata sau cel puțin ameliora. Acestea pe partea fizică. Pe partea psihoemoțională, dacă este mai deprimat, mai anxios, începe să iasă în față și să fie mai extrovertit, optimist și mult mai sigur pe el. Începe să-și scoată măștile pe care tot și le pune des și să rămână el și de obicei mult mai serios și mai luptător pentru ceea ce este al lui. Pe partea mentală este mult mai focusat, chiar doar după 7 zile. Rezolvă problemele mult mai rapid fără să aibă această senzație că pierde energie. Și aici putem să facem o mică paranteză. Sistemul digestiv consumă 80% din energia trupului. În momentul în care sistemul digestiv se oprește, în timpul postului cu apă, cei 80% se duc și infuzează toate celelalte medii din organismul nostru. Se duce în creier, se duce în inimă, se duce în recuperare, se duce în tratare și așa mai departe. Deci primim o doză uriașă de energie. Sunt persoane care nu mai dorm la post decât 2-3 ore și simt foarte fresh, care muncesc într-una la post. Se simt mult mai bine. Câte apă? Așa, da. Și a patra este apropierea de Dumnezeu. În 7 zile simți că faci parte dintr-o
dintr-un univers închis, să zic așa, unde Dumnezeu este deasupra și noi suntem aici niște pioni. Deci simți că faci parte din creație și a cincea și destul de importantă, începi să se trateze comportamentele deviante, cum ar fi consumul de alcool, de tutun și așa mai departe. Chiar doar după 7 zile. Cât apă trebuie să bei zilnic? Bărbații undeva la 2 litri și doamnele undeva la 1,5 litri. Minim. Minim. Asta ți se recomandă oricum, exact, și dacă nu ții, exact, postul terapeutic, consumul de cel puțin 2 litri de apă pe zi e sănătos. În timpul postului se consumă apă după voie. În primele 2-3 zile, bineînțeles că vom consuma mai multă apă, pentru că omul e foame, bea apă, e sete, bea apă, bea apă. Dar ulterior, după a 3-a, 4-a zi, nu mai ai aceeași poftă de apă, pentru că să faci o anumită saturație de mineralele din apă, în apa respectivă, și cauți ori altă apă, ori să bei mai puțină. Și ajungi la un moment dat cam la 1 litru, 1,5 litri de apă. Tu înainte fumai? Da. Și chestia asta cu postul te-a făcut să renunți la țigări? Nu numai decât. Eu am renunțat la țigări în 2013, zice 10 ani. Am ajuns la această înțelegere că era mai bine să nu. Dar am avut multe persoane la tabără care s-au lăsat de țigări de pe urma postului cu apă. De consumat alcool ocazional, la o petrecere, cum ce ai, mai bei și tu o bere, un pahar de vin? Sigur. Acum mai servești? Acum sunt mult mai selectiv cu ceea ce consum și dacă beau un pahar de vin, să fie un pahar de vin, unul de bună calitate. Câte kilograme aveai înainte de a începe postul de terapeutic pe care l-ai ținut în Siberia 40 de zile? 105, cam așa. Și te-ai întors cu câte? Cu 80. Cu 80, adică ai dat 25 de kilograme, exact, în acest post de 40 de zile. Nu te lua cu leșin? Nu ți era, n-aveai sentimentul ăsta, stai mai puține pe picioare? Nu. Nu. După cam ziua 10-a de post, sau de fapt, situația e cam așa. Există o anumită criză de vindecare în timpul postului. În funcție de ce afecțiune ai, cu cât ești mai cu probleme, cu atât apar anumite dureri sau stări mai puțin bune în organism. Și așa poți să-ți dai seama ce anume ai. Dacă ai, știu, să zicem, dureri foarte mari în zona aficatului, a colecistului, a bilei, nu știu ce, ai stări de vomă. Înseamnă că ai cam mâncat cam mult la viața ta. Dacă ai dureri de spate, înseamnă că ai o postură la servici care nu e chiar în regulă și ar trebui să corijești ceva. Și așa mai departe. La fiecare semnalment de acest gen, spune postul ceva. De altfel, postul îți explică cu adevărat care este starea reală de sănătate. Noi spunem că în timp ce consumăm mâncare, e ca și cum aproape ne drogăm. Adică, știi, întotdeauna când ai o problemă în viață, tind să mănânci ceva dulce sau să bei ceva bun sau să ai așa un pic, să iei un mic drog acolo, chiar dacă e legal, da? La post nu avem această îndulcire cu nimic. Și facem postul și ne simțim cu adevărat cum suntem din privința sănătății. Dar postul ăsta terapeutic funcționează mai bine și atunci când e un duhovnic în preajma ta și când e apropierea mai puternică de credință, de Dumnezeu? Vezi, clinica din Rusia, din Germania, din Statele Unite, n-are nimic de a face cu biserica, nici cu spiritualitatea. Totuși, când am făcut interviurile în Rusia, am observat că, indiferent că erau budiști, ortodoxi sau șamani, că asta era componența spirituală de acolo, din zona respectivă, toți spuneau că se simt mai apropiați de creatorul lor. Și atunci am înțeles că acest post unește pe oricine sub această umbrelă a divinității. N-ai cum să scoți divinitatea din post. Dacă ar fi să ne întoarcem teologic vorbind, cam printre primele lucruri pe care le-a cerut Dumnezeu de la oameni a fost să facă postul. A zis, din copacul ăla să nu mâncați. Adică nu mâncați, da? Faceți post. Acum, după 2 ani și ceva de când am început să facem această activitate, am realizat că nu poți să faci post decât doar în contextul bisericii, doar în contextul rugăciunii a unui preot, a unui duhovnic care te spovedește, te împărtășește și te pune pe calea cea bună. Noi am început postul la mănăstire acolo și ziceam tabere de post. Venea lumea, sigur, din multe țări. Cam 25% sunt din alte țări decât România. Și până la urmă mă sună un duhovnic din Germania și zice, ceea ce faceți voi, poți să facă și dragii. Și m-am șocat. Zic, cum așa? Păi, nici dracii nu mănâncă. Că așa e în teologia noastră, sigur, sunt niște ființe care nu au de face cu lumea pământească. Deci nu mănâncă.
Și zic, bun, și care e soluția? Trebuie să faceți pocăință. Și zic, ce înseamnă pocăința asta? Adică oamenii care vin acolo să facă acest post și să-și asume faptul că au greșit ceva de a ajuns să aibă anumite probleme fizice, spirituale, duhovnicești, nu știu ce, emoționale, și să se hotărască că nu le vom mai face. Și aici a apărut o chestie. Deci faci postul, dar te hotărăști că nu vei mai greși de acum încolo, nu doar că faci aceste zile de 7 zile de post cu apă. Acum, cum ți-am zis, cred că lucrăm la o carte care se numește Ghid în postul terapeutic. Și am 3 ani de zile de când mă chinui cu ea, nu e simplu, deci situația asta cu scrisul aia nu e simplu, pentru că trebuie să explic ce înseamnă postul terapeutic ortodox. Adică să adunăm tot ceea ce s-a pierdut de la Sfinții Părinți, ce nu prea să mai face, că nu multă lume mai face post aspru, acum toți sunt așa cu mâncărică, nu știu de care, cu pateuri vegetale și așa, să adunăm postul adevărat care era nemâncare și să o punem în acest context bisericesc. Asta facem. Și cred că asta este redescoperirea adevăratei valențe a postului în biserică. Ei, și avem marea bucurie că vin oamenii la noi și să spovedesc pentru prima dată, să împărtășesc pentru prima dată. Se apropie de Dumnezeu pentru prima dată. Se apropie de Dumnezeu. Am avut oameni care efectiv plâng de sare cămașa pe el pentru că nu s-a spovedit niciodată și aici, în urma acestui post... A simțit eliberare. Exact. Dar știi ce vreau să te întreb? Spui că sunt aceste clinici care există și în America, și în Rusia, și în Elveția, și în Germania. Și vreau să te întreb, de ce e nevoie de clinică când practic îți dă doar apă să bei? Pentru că ai nevoie de context, deci ce nu poți să faci acasă. Ai nevoie de un spațiu propriu-zis. Ai nevoie de medic, ai nevoie de masaje, ai nevoie de personal specializat, care să înțeleagă fenomenul acesta și să-ți facă anumite proceduri care sunt complementare nemâncatului. Căci de altfel... Sunt oameni care se uită acum la podcast și zic că măruță, gata, de mâine încep și o să țin o zi de post cu apă, 2 zile, 3 zile și uite așa poate reușesc până la 7 zile. Ar fi o idee foarte bună. Adică oamenii pot să încerce și ei singuri acasă. Noi deja facem post cu apă atunci când facem post intermitent. Postul intermitent spune că trebuie să ai o fereastră cât mai mică de a mânca. Pauza calorică de 16 ore, așa, și pauza de la ultima masă până la următoarea masă de a doua zi să fie de minim 16 ore, 18-20 da. De ore și până mâine dimineață să nu bei decât apă. Nu mai mănânci nimic. Nici o ciuguleală, nici nimic. Și când zici apă, nu zici ceai, nu zici cafea, exact, zici apă. Așa. Că deci, foarte multă lume zice, domnule, e lichid. Stai un pic, nu, ceaiul nu, cafeaua nu. Deci postul intermitent și asta doar apă. Doar cu apă. Și atunci avem deja această înțelegere a postului cu apă de o zi. Sigur, postul de apă cu o zi face anumite, aduce anumite beneficii. Mai puțin, mai multe. Dacă este repetat mult, des, va aduce beneficii mai multe. Dar dacă facem deja 3 zile, 5 zile, 7 zile, ajunge și organismul nostru să elimine anumite chestiuni care nu sunt bune și ajungem să avem beneficiile acestea 5 despre care v-am zis. Avem beneficii fizice, emoțional, psihologice, mentale, spirituale și de tratarea dependenților. Aceste 5 beneficii se pot naște doar dintr-un post de mai lungă durată sau repetat mai des. De asta avem nevoie de clinică sau avem nevoie de un spațiu propriu în care... Ce am învățat în Rusia? Simpla nemâncare îți aduce, să zicem, 7 zile de post. Dacă mai adaugi nemâncării respective și masaje și de băi... Masaje de drenaj, nu? Sau la drenaj limfatic, reflexoterapie, da, sigur, așa. Mm-hmm. Masaje care să permite eliminarea toxinilor care se acumulează în corp în timpul nemâncării. Facem gimnastică mai des. Băi de un anumit tip. Toate acestea pot să întărească efectul postului cu până la 40%, deci să fie mai mare efectul postului. Și atunci, sigur că avem nevoie de un spațiu propriu, undeva unde se întâmplă lucrul. Iar tu faci aceste tabere pentru postul terapeutic undeva la Vatra Dornei. Asta vreau să vă zic. Nu? În momentul, da, exact. În momentul în care m-am întors din Siberia și duhovnicul mi-a zis, fă tu și așa mai departe, am înțeles că va fi foarte greu să le explici oamenilor ce înseamnă postul cu apă. Și am făcut un pelerinaj pedestru. Și am zis așa, ca la televiziune. Zic, bă, dacă am să merg pe jos mai mult timp,
mi-am propus 9 zile să merg pe jos. În fiecare zi voi fi subiectul presiei locale, cel puțin. Tu ca jurnalist ai gândit? Da, m-am gândit. Și am zis, băi, ăsta o să urmărească, să vadă, am murit, n-am murit, am leșinat, ce am făcut. Și pe parcursul urmăririi mele, eu le vor mai zice câte o pastilă. Zice, bă, uite, vezi, postul cu apă e în regulă, post, îmi fac asta. Și oamenii o să se gândească dacă am dreptate sau nu. Bineînțeles că în momentul în care am plecat... Dar stai că n-ai plecat singur, ai făcut un grup. Prima dată am mers singur. Aha. În 2020. Și a apărut în ziarele locale faptul că, hai să vezi că o să trebuiască să plătească ăsta, să-l pui să plătească ambulanța care va veni să-l culeagă de pe drum, că după 20 km va leșina. Nu s-a întâmplat. Nici n-am leșinat și ba chiar am început să merg din ce în ce mai bine. A fost cumva o surpriză și pentru mine că am reușit să merg așa de mult. Dar te urmărea cineva de la vreun ziar sau transmiteai tu pe Facebook? Tu... La început am făcut așa un pic de emulație și le-am zis, uite, am să merg și o să fac și așa. Și mă mai sunau pe parcurs, mă mai întrebau unde am ajuns. Aveam un ziar local acolo și tot mai apărea. Am mai făcut încă 50 de kilometri, încă n-am murit, a slăbit 7 kg și așa mai departe. Am reușit să ajung. A fost o mare surpriză că am ajuns. Am fost foarte fericit că am ajuns pentru că am mobilizat întreaga biserică, să zic, din jurul meu. Am plecat cu binecuvântare, m-au filmat că m-au binecuvântat. Îți dai seama ce penibil era să nu ajung să leșim pe undeva pentru un boschet. Ne făceam de rușini cu toți. Dar am ajuns. Deci prima dată în expediția ta cât ai mers? 420 de kilometri. Deci prima dată 420 de kilometri de unde? De la Iași la Constanța. În cât timp? În 9 zile. În 9 zile. Și fără să... Să leșini, fără să vină ambulanța. Fără să mă așa... Bine, m-a bătut soarele. Pe și unde dormeai? Am avut durechi. În fiecare zi ne-am făcut un plan așa cam de 40-50 km pe zi și ne opream la o casă de preot pe parcursul drumului. Acolo dormeam, mă spălam și a doua zi dimineață plecam mai departe spre următorul punct. Asta a fost prima dată când ai plecat singur. Exact. Am avut doar un coleg care mergea cu o mașină pe lângă mine și avea niște apă în mașină. Și mă aștepta din oră în oră și mă dădea câte o sticlă de apă. Și în momentul în care am ajuns, duhovnicul meu zice, ce-ar fi să spunem în altului Teodosie la Constanța să te aștepte dacă tot te duci la Constanța? Și zic, oh, ce chestie, ce onoare ar fi pentru mine. Nu-l cunoșteam pe altul Teodosie. Zic, da, sigur, dacă ar fi vrea el să mă aștepte, să mă aștepte. Și ăsta zice, în altul zice, da. Să vină băiatul la mine care merge pe jos. O apreciat demersul ăsta. Dar eu m-am gândit, tu n-ai cum să-i spui omului să nu mănânce până când nu-i arăți ceva. Deci ăsta ai, noi vorbim, deci hai să nu mâncăm, Cătălin, da? Dar nu se vede ceva. Dacă am mâncat, s-ar vedea ceva. Noi când nu mâncăm, nu se vede nimic. Atunci ar trebui să prezentăm de așa natură toată chestiunea asta încât omul să-și imagineze o problemă, știi, o situație. Adică nu discutăm despre nimic. Și... În altul Teodosie m-a așteptat și zice, a, băiatul ăsta foarte interesant să vină și mă pune acolo în față, era în catedrală și vină, eu speram să vorbesc cu el. El zice, uite, stai aici în fața ușilor împărătești, chiar în mijlocul bisericii și vorbește oamenilor despre postul cu apă. Bă, îți dai seama, păi ce să le zic eu la oameni? Erau niște doamne acolo, la vârsta a treia, așa, vă 20 de persoane. Mă, și zic, bună seara, nu știu ce, mă numesc Cezar Elisei, am fost acolo, am văzut asta, vă tratați cu asta și ce. Și uita la mine, știi cum era un banc cu un ardelean care vede girafă. Și se uită așa și zice, no, așa animal nu există. Exact așa. Tu când nu vezi, nu ai auzit niciodată de situația asta, cum poți să spui tu că e real, că există? Prima dată vezi ce nu există. Se numește disonanță cognitivă. E ceva clar, adică se întâmplă. Am vorbit 15 minute acolo și am vândut 4 cărți. 4 cărți. Zic, domnule. Aveai por bagaj la mașină? Am mers, da. Am mers 420 km să vând 4 cărți. Zic, o vrea ceva Dumnezeu cu mine, dar cred că nu e asta treaba care vrea cu mine. Și când se ies afară din catedrală, vine o doamnă la mine care se ocupa acolo cu site-ul Arhiepiscopiei și zice, domnul Cezar, știți filmul care l-ați făcut dumneavoastră? Deja s-a văzut de 100 de mii de ori în nicio oră. Zic, ce film? Noi n-am făcut niciun film. Păi nu, că ați fost filmat de acolo și am pus pe Facebook Arhiepiscopiei și deja o grămadă de oameni au dat share și nu știu ce. De fapt, nu doar cei exact, 20 din biserică exact, te văzuseră, exact. Te văzuseră pe site-ul bisericii 100 de mii de oameni. Atunci mi-am dat seama că există un public pentru postul cu apă, dar nu era acolo. Undeva există oameni care stau, care nu știu ce, ar vrea să facă postul, dar nu avea cine să le zică. Până am ajuns eu seara să văd site-ul, să văd Facebook-ul respectiv, se văzuse de 400 de mii de ori în câteva ore.
ceva extraordinar. Și acum e cea mai vizionată știri, material de pe site-ul lor, de întotdeauna. Și atunci mi-am dat seama că există un public pentru așa ceva. După aia am început să fac YouTube și să le dau oamenilor, să le spun zilnic, domnule, uite așa, uite așa, bea aia, fă aia, că sunt 100 și 1000 de întrebări, sigur. Și după care mi-am dat seama că mai mult de atât trebuie să facem. Deci am făcut acest mers pe jos, a avut un impact, mai mic, mai mare, nu contează, l-a avut. În 2022 ce am zis? Domnule, să mai facem o dată lucrul ăsta la o altă ligă de data asta, să mai aducem mai mulți oameni în jocul ăsta, ca oamenii să nu zică, bă, ăla sigur a mâncat el ceva, băut ceva. Când mai aveam oameni, zice, voi ce faceți acolo? Păi facem post cu apă. Și ce mâncați când beți apă? Nu mâncăm nimic. Păi bun, înțeleg că nu mâncați, dar când nu mâncați totuși, ce mâncați? Dăm doar apă. Adică, vezi cât e de greu omului să înțeleagă. Și în 2022, începând cu data de 7 mai, până la sfârșitul lunii mai, până pe 30 mai, am făcut 1017 km în 25 de zile, fără să mâncăm nimic. Deci tot pe jos, exact, tot doar cu apă. De data asta am fost 6 persoane, pentru că o doamnă de 69 de ani și un domn de 67 de ani, niște oameni respectabili, foarte serioși, doamna avea proteze de șold, dar o cunoșteam că fusese la noi la tabără și ținuse post 21 de zile și mersese în fiecare zi 25 km și am zis că sigur că această doamnă va reuși. Și m-am bucurat foarte mult că am reușit cu toții să ajungem la final. Deci era doamna, domnul, tu? Da, Gabriel, băiatul care a fost cu mine, care a ținut și el 40 de zile de post, domnul psiholog care lucrează acum cu noi, Iulian Crăciun, și încă un băiat de 47 de ani. Deci am fost 6 persoane. Și toți am reușit să ajungem la final. Și ce am arătat prin asta? Am arătat faptul că, bine, dincolo de faptul că am reușit să facem cel mai lung traseu, nu știu ce, pelerinaj pe destru, fără mâncare din lume. Mai fusese unul în Franța și unul în Suedia. Deja trecuse de 20 de ani, să uitați toată situația respectivă. Dar de la ce am plecat? Atât în Suedia, cât și în Franța, aceeași mobilizare pe care am avut-o și eu, aceeași dorință foarte mare de a reuși să povestesc despre acest tratament cu apă, s-a soldat cu o clinică de post. Și în Franța, și în Suedia. Oamenii au fost atât de încântați de acest fenomen, de așa lucru inedit care s-a întâmplat, încât au zis, băi, de unde atâta energie pe oamenii ăștia? O fi ceva acolo și hai să cercetăm. Și am sperat din suflet să se întâmple asta și la noi. Nu s-a întâmplat nimic. Nu ne-a întrebat nimeni de nimic. N-am avut nicio prezență niciunde. Și pe parcurs, așa, pe la vreo ziua 20, știi cum mergi și mergi, mergi, mergi și ai, mergi o săptămână, mergi două, mergi trei săptămâni, băi, mergi ceva. Și mă gândeam, eu cred că oamenii încă nu sunt pregătiți pentru așa surpriză, să le zici. Adică să rezici peste 1000 de kilometri. Cum poți să-i oprești tu din... Doar cu apă. Din migrația asta zilnică de acasă la market și înapoi... Și tu să-i spui, știi, noi n-am mâncat de 3 săptămâni, nu știu ce, și noi facem asta pentru binele lumii, pentru salvarea oamenilor, pentru ca oamenii să înțeleagă că se pot trata și prin această metodă. Sigur, medicina alopată este excelentă și face treaba. Dar mai există și încă o medicină mai alternativă, așa, care putea așa să facă anumite chestiuni. Atât vrem. Asociația Postului Terapeutic pe care am înființat-o are două obiective. Unu, recunoașterea postului cu apă, practic prin popularizarea pe care o facem, cărți, taberi de post, așa, și a doilea obiectiv major este ridicarea unei clinici de post în țara noastră. Care va arăta, nu știu cum, ca în Rusia, ca în Germania, ca în America, nu știm cum va arăta, dar sperăm că pe parcursul vieții mele să putem face asta doar de dragul acestei uriașe experiențe când îi vezi pe oameni că se tratează prin post cu apă. Dar știi ce vreau să te întreb? Care sunt cazurile pe care, care s-au tratat doar cu postul cu apă? E foarte complicat să vorbim de cazuri tratate. Pentru că, de asta zic, probabil aici implică o anumită, cum să spunem, un set de analize făcut înainte, un set de analize după, un medic care să spune, da, domnule, a venit la mine cu problema asta și iată, după aceea ținut a venit cu... Pentru că s-ar putea să fie unul care zică, domnule, e doar ceva speculant, haide că nu există, cu toate că dacă stai să gândești ce vinzi, nu vinzi decât nimic, beți apă, știi? Adică, sunt multe întrebări care îți vin. Deci putem vorbi de cazuri ameliorate. Ameliorate nu înseamnă vindecate. Dar putem să zicem așa.
am avut anul trecut, chiar în această perioadă, în aprilie, un bărbat cu cancer de gradul 4, care i s-a dat încă o lună de trai și care a zis, eu nu mai am nimic de pierdut, vin aici să fac foamea, cum ar fi, să fac post cu apă, cât pot. Și a stat 33 de zile la noi. L-am sunat acum 2 zile. Chiar eram curios să văd ce face fix acum 1 an de zile. Și foarte bine. Nu s-a mai îngreșat. Boala, mai mult decât a stagnat, a dat un pic înapoi. Nu mai apare markerul așa cum apărea. Și tot în regulă. Adică ca și cum a stat. S-a oprit. Pot să vă mai zic despre persoane pe care le-am avut concrete cu nume și cu analize care s-a ameliorat sau poate chiar a dispărut diabetul după vreo 30 de zile de post. Posturi nu chiar consecutive, mai a făcut o mică pauză, mai a început din nou și așa mai departe. Am avut succes în tratarea psoriazisului, care a dispărut definitiv. Am avut succes... Asta cum? Cât timp sau cum? Psoriazisul cam între 20 și 30 de zile de post. Dar când zici de postul ăsta de 20-30 de zile, zici de zile lecate sau zici de 10 zile există acum cu apă, după care faci o pauză și încă 10 zile cu apă? Există o discuție. Bine ar fi ca zilele să fie legate, consecutive, dar nu oricine își poate permite. Nu oricine poate să lipsească de la servici sau nu știu ce mediu social are... E complex să stai 30 de zile în post. Dar câte 10 zile și o pauză vegetală de o săptămână și iar 10 zile, iar pauză de o săptămână, iar 10 zile, poate să facă oricine și aproape cam 80%, ca și cum le face consecutive. Deci, dar psoriazisul e o boală autoimună. Exact. Și se spune că nu are vindecare. Exact. Și tu spui că s-a tratat, adică existat oameni care s-au tratat de treaba asta? Da, părintele care acum lucrează la noi, care colaborează cu noi ca fiind duhovnic, a avut psoriazis într-o formă avansată. După 2 sesiuni de post, mai îndelungat, i-a dispărut complet. Și există acolo și îl putem vedea. Dar chestiile astea sunt certificate și medical. Eu nu că aș vrea să pun la îndoială lucrurile pe care le spui, dar na, și tu ai făcut meseria asta și știi că parcă simți nevoia să întreb, dar există o dovadă? Da, da. 100% în, e așa? În lumea rusă, în tratatele rusești pe care le-am adus în mare parte, cât am putut eu lua de acolo, că nu știam că nu o să mai merg și într-adevăr nu o să mai poate merge în Rusia, am venit cu foarte multă documentație în care ei prezintă la conferințe acest gen de succes. Cum că s-a tratat un nene, cum că a pățit, cum că uite ce a mai arătat cercetările. Sunt anumite chestiuni care indică clar tratarea prin post cu apă vis-a-vis de aceste subiecte. Și, spre exemplu, de cancer, interesant, cancerul se tratează la o clinică din California, în Statele Unite, prin 40-45 de zile de post cu apă. Da. Adică cei din America, dacă fac post medical, ce înseamnă asta? Stă în pat. Nu mai face mișcare, nu mai face nimic. Stă în pat și o comisie medicală îl vede dimineața și îl vede după amiază și îmi recomandă ceva. Dacă îl vede că e mai mențit așa, îmi dă, știu, o clismă, îi dă o pastiluță, o minerală, ceva. Dar îl ține 40-45 de zile. Domnul acesta, Alan Gluhammer, care face acolo post, zice că a avut 10.000 de pacienți pe care i-a tratat. Deci dacă se poate acolo, s-ar putea și în altă parte, teoretic, da? Îți dai seama acum ce spui tu, că este oameni care au probleme de sănătate sau oameni care cunosc oameni care au probleme de sănătate, îți dau seama că poți să rezolvi anumite lucruri prin niște lucruri care nu sunt costisitoare. Adică bei apă. Da. Sunt puține lucruri gratuite, lăsate de Dumnezeu pe fața pământului. Apa, soarele, aerul și postul cu apă. Postul. Iar lucrurile astea le faceți și voi sub supraveghere la taberele de post, pentru că spui că e mai ușor pentru oameni să fie într-un loc unde nu-ți miroase a pâine, nu ești aproape de frigider, nu ai pe cineva care să te tenteze mereu să mănânci, să guști ceva, să testezi. Deci cea mai mare problemă a omului de nu poate face post acasă sunt aceste 3 chestiuni. Este proximitatea față de frigider, pentru că ei miroase, pentru că știu unde să ducă să-și găsească un biscuit ceva. Obiceiul ăla pe care l-ai. Obiceiul. A doua, mirosul alimentar, că asta este punte directă la creier și imediat îți provoacă salivația și digestia și nu poți să mai faci post. Și 3, sunt oamenii care te-ar putea opri, chiar și rudele tale, care îți vor spune imediat că ești nebun, că nu știi ce-ai pățit, că și așa mai departe. Dar în momentul în care studiezi, în care te introduci în această lume,
lucrurile sunt cu totul diferite. Este firesc ca prin postul cu apă și prin pocăință să te tratezi din moment ce Hristos, Domnul Iisus Hristos, este medicul sufletelor și a trupurilor. În momentul în care intri în această logică a lucrurilor, este foarte firesc să te faci bine. Cum să nu te faci bine când te pocăiești și te duci la biserică și îmbrățișezi adevărul? Cum să nu te schimbi? Cum să nu te tratezi? Soția cu ce se ocupă? Facem cărți împreună. Și înaintea unde editor. Lucra? Că tu erai jurnalist, e cu editura și aceeași chestie. Făcea același lucru ea înainte. Da. Doar eu m-am schimbat în sensul ăsta. Pentru că am venit spre cărți. La un moment dat, tatăl tău îți dorea să te faci preot, nu? Da, a fost interesant cu tatăl meu. Tatăl meu a vrut să mă fac preot sau polițist, de parcă aceste două lucruri cumva să se mănau. Au ceva în comun, începam în două cu litera P. Exact. Dar cumva el a înțeles că îmi va da un viitor, fie așa, fie așa. Până la urmă, viitorul te găsești el cumva, nu? Destinul. Știi cum mai se zice că destinul câteodată începe când vrei tu? Aici așa a fost. Pentru că tu îți doreai să schimbi ceva la tine. Da. Mai trăiesc părinții? Interesant. Tatăl meu a murit acum 2 ani, dar să-ți spun cum. Pentru că toată această chestiune are sens pentru mine și o să vezi că are sens în general. În 2021 eu am înțeles că trebuie să întemeiez această asociație pentru că împreună cu mai multe persoane, nu pot să fiu doar singur, am zis medic, psiholog, așa, mai departe persoane, să luptăm pentru aceste două perspective, două scopuri. Să promovăm postul și să facem o clinică sau să punem bazele unei clinici. Și tatăl meu zice, nu. Nu trebuie să faci lucrul ăsta. Din familia noastră nimeni n-a mai făcut așa ceva, nimeni n-a mai, dacă o să-ți moară cineva, dacă o să pățești ceva, și așa mai departe, tot felul de frici. Adică oameni care o să asculte ce zici tu și o să pățească ceva și atunci se întoarce tot împotriva ta. Numai decât care, cel puțin, să-i avem în supraveghere directă, pentru că noi nu prea facem supraveghere la distanță. Noi nu știm ce fac oamenii acasă. Oamenii pot să spun că fac post și de fapt mănâncă pe ascuns. Nu știm ce pot să fac oameni. În momentul în care îi vedem, noi știm, sigur, putem să-i avem grijă, să-i trimitem la diverse terapii, să îi oprim din post dacă e cazul și așa mai departe. Și tatăl meu zice, nu. Interesant că tatăl meu nu a postit niciodată. Nu postise niciodată până la momentul respectiv. Era total împotriva postului. Când am început postul, mama mea a făcut 15 zile de post și s-a simțit foarte bine. Și tatăl a luat-o cumva așa peste picioare. Aia, bă, lasă-mă cu asta, că sigur ai mâncat-o ceva. În momentul în care ne-am decis să facem această asociație, așa s-a întâmplat. Tatăl meu era perfect sănătos și pe data de 8 aprilie, acum 2 ani, m-a sunat și mi-a zis că a aflat că are cancer. El nu știa nimic de niciun cancer, nicio boală, nimic. De pe 8 aprilie până pe 7 mai a avut aproape lună de zile să realizeze că s-a îmbolnăvit, că este foarte grav bolnav și că va muri și a murit. Într-o lună de zile s-a întâmplat lucrul ăsta. Eu, pe tot ceea ce am rămas de la el, o mașină și câțiva bănuți acolo, nu foarte mulți, am pus deoparte și am înființat asociația, am luat un sediu și am început să funcționăm ca atare, să facem cărți și ne dezvoltăm. Deci pe baza lui. Deci pentru mine totul ăsta are un sens foarte mare. Și vreau să-ți mai povestesc o chestie și interesantă. Mama trăiește. Mama trăiește, da, mama trăiește și acum face o săptămână de post în fiecare lună. Și e foarte interesant că are soră în Italia, plecată de foarte mult timp acolo. Și mama îi povestește surorii și zice, uite, eu, mamă, nu mai am tensiune, nu mai am probleme de sănătate pe baza a ceea ce spune Cezar și face Cezar. Ea, acum foarte, știe, face și ea, crede în toată chestia asta. Și sora de acolo zice, da, am auzit și la noi în Italia este terapia asta, dar la noi oamenii mor. Adică, cum ar fi, e credința lor că acolo nu se poate face, dar zice, și mama zice, da, la noi în România nu moare nimeni din cauza postului. Ca să vezi cum e mentalitatea, știi? Deci, putem face post asumându-ne anumite limite. Noi avem contraindicațiile scrise așa de o șchioapă pe site, pe asociațiapostului.ro și toți oamenii trebuie să verifice întâi contraindicațiile. Băi, sunt 90% din boli care se pot trata cu post, dar 10% nu. Spre exemplu, problemele de ficat nu le putem trata. Ficatul este o zonă de energie a organismului. Dacă ficatul este bolnav, nu se poate transforma grăsimea
în cetonii și nu putem să hrănim organismul. Deci n-ai cum. Dacă ai ciroză hepatică, nu poți să faci. Dacă ai tuberculoză, nu poți să faci. Dacă ai anumite boli, știu, care ți țintuiesc la pat, nu poți să faci. Trebuie să le verifici. Dacă femeia, spre exemplu, alăptează, nu poți să faci. Dacă ești prea slab, ai un deficit de masă corporală, nu poți să faci. Anumite chestiuni pentru care nu poți să faci. Dar pentru celelalte se poate face. Putem să facem câteva zile. Și doar după o zi sau două, uite că aveți un coleg aici care ziceați că face o zi de post. Se simte foarte bine. Că nu mai mănâncă foarte mult. Și nu mai... mai bine, cum ziceai mai devreme. Exact. Și numai pe considerentul acesta că nu mai consumă 80% din energie pe digestie. Și ai observat și probabil toată lumea știe, în momentul în care mănânci bine, îți scade energia și îți vine să dormi. Păi de ce? Dacă mâncăm așa de bine, ar trebui să avem energie, să ne ridicăm, să facem, să fugim, să alegăm. Nu prea se întâmplă așa. Și atunci... sigur, concluzia va fi să mâncăm mai puțin. De la ce vârstă poți să faci postul ăsta terapeutic? Sau până la ce vârstă? Noi am avut persoane de la 19 până la 82 de ani. Cu siguranță că dacă sunt persoane care au obezitate, ar putea să facă, să zic, cam de la 16 ani în sus, nu mai jos. Și la vârsta înaintată nu există limită. Și beneficii există oricând. Stau să mă gândesc că tu ai terminat, practic, ai făcut seminarul teologic, liceu, practic, da? Apoi filozofie, ai fost și la horticultură și jurnalist. Sunt încă, da. Încă ești la horticultură? Anul 4, da. Și de ce te-ai dus la horticultură? Acolo ce te-a mânat? Să învăț despre alimente. Am sperat că voi afla, am aflat în mare parte multe lucruri pe care nu le cunoșteam, să-mi deschid o perspectivă nouă asupra cum să faci alimentele bio, cum să înțelegi de unde vin și unde se duc alimentele. Da, am aflat cam ce-mi trebuia. Câți ani e Cezar? 40. Mulți înainte. O să vreau să continuăm discuția asta despre postul terapeutic de 40 de zile, postul cu apă, și în același timp un semnal de alarmă pentru toți cei care se uită la noi, să se documenteze, exact ce spuneai și tu ceva mai devreme. Pot inclusiv pe site-ul vostru, asociația postului.ro, să afle lucrurile care sunt contraindicații, pentru că asta le spune oamenilor, să se documenteze și să încerce să fie corecție cu ei când iau deciziile acestea. Această terapie nu este ca și cum ai merge la piață. Nu e ca și cum... Vezi, aici este problema asta, că oamenii sunt obișnuiți să iau un medicament, o pastiluță și să-i treacă. Terapia aceasta prin post trebuie să treci prin toată ființa ta, să te decantezi, să înțelegi ce se întâmplă de sus și până jos, de la trup până la partea spirituală, ca să poți să-ți asumi această privare de hrană voită. Nu e ușor. Sunt oameni care poate nu fac 7 zile de post niciodată în viața lor și motiv pentru care noi recomandăm o pregătire destul de serioasă înainte de a începe postul de 7 zile. Ce înseamnă pregătirea aceasta? Cam minim 2 săptămâni de renunțare, deci anterioară postului, renunțare la carne, renunțare la brânzeturi, renunțare la un mod de viață activ, tumultuos și o încercare de a te... dincolo de a mânca vegetal, de a te liniști, de a renunța la vicii, de a renunța la țigări, de a renunța la băutură, de a renunța la nopți pierdute. Pentru că trebuie să te aduni un pic. Începe pregătirea postului terapeutic. Nu? Exact cum începe și postul bisericesc cu renunțarea la carne și la brânzeturi, așa trebuie să ajungem și aici, sigur. Ba mai mult de atât, să ne strângem gândurile acasă și să facem această pocăință despre care am vorbit. Deci nu este ușor, nu e ușor deloc, dar beneficiile arată că merită toată jertfa. Spuneai că tu faci în fiecare lună câte o săptămână de post terapeutic? Acum am ajuns să fac, da, cam o săptămână pe lună, pentru că avem cam o tabără în fiecare lună și la post, în timpul postului mare și postul Crăciunului, ceva mai multe tabere, și am observat cu cât țin și eu post cu cei care vin acolo, cu atât lucrurile merg mai bine. Și în momentul în care eu mănânc și ei nu mănâncă, îi văd așa cum să... nu mai sunt la fel de bine. Dar știi ce vreau să te întreb? Ce simptome apar în timpul postului? Oh, da. Sunt simptome care pot să bulverseze un pic persoanele.
durerile de cap sunt cele mai frecvente. Durerile de cap apar de obicei la cei care au sevraj de cafea sau de țigară. Poate să apară senzație de vomă, de greață și încurajăm să vomite, să iasă, să elimine tot. Apar, bineînțeles, scaune moi, neputința aceasta de a te ridica din pat, dureri de mai multe tipuri de oase, amețeala dimineața, dar toate acestea discutate acolo la tabără arătăm că înseamnă ceva. Și asta ne duce cu gândul la a face anumite lucruri. Spre exemplu, când ai stare de greață, trebuie să elimini, să faci ceva, să vomiți sau să-ți oprimi, să iei o pastiluță sau... Depinde de fiecare în parte. Dacă, spre exemplu, ai amețeli foarte puternice dimineața, foarte probabil nu ai făcut clismă, nu ți-ai curățat colonul și toxinele care tind să verse în colon se reabsorbă în organism și atunci îți dă această stare de amețeală. Deci totul înseamnă ceva. Dar învățându-le, de asta zic, trebuie să studiezi un pic, trebuie să te apleci asupra fenomenului. E simplu acum, sau probabil că e facil pentru om să spui, pă, gata, am găsit soluția, ținem toți poși, nu mai luăm medicament. Nu e chiar așa. Adică poate fi o variantă terapeutică, este o variantă terapeutică, dar trebuie să te adâncești mult mai mult asupra problemei decât în oricare altă circumstanță terapeutică pe care o cunoaștem noi. La medicina alopată tu nu ai nevoie de nimic să știi. Te duci la doctor, îi spui, mă doare aia, îți dă o pastiluță, s-o rezolva problema. Aici cam trebuie să știi despre tine, trebuie să înțelegi de ce ai ajuns în situația respectivă. Trebuie să vrei să-ți schimbi viața. Pentru că la un moment dat vine și îți spune, cum ar fi eu, cel care conduce acolo, și spune, știi, există o soluție pentru problema ta, spre exemplu, dacă ai diabet. Trebuie să schimbi viața. Renunță la locul de muncă care te îmbolnăvești. E complicat asta. E complicat să faci asemenea schimbări în viața ta. Dar acestea acompaniază postul. Sunt complementare postului. Adică în postul ăsta ți găsești un pic mai bine și calea ta. Cam da. Sunt persoane care au venit a treia, a patra, a cincea oară chiar la tabără și care s-au lăsat de servici, care au renunțat la anumite vicii, care au făcut, s-au schimbat cu locația, s-au mutat dintr-un oraș în altul. Și așa mai departe, niște schimbări, poate la un moment dat dramatice în viața lor, dar care sunt absolut necesare pentru a nu mai acumula starea de tensiune care duce în final la o anumită afecțiune, boală. Știi ce vreau să te întreb? Asta, după cum spui tu, înseamnă că e foarte greu pentru persoanele care merg zi de zi la muncă să țină acest post sau să... Cel mai ușor este, nu? Să înceapă postul acesta intermitent. Postul intermitent este începutul debutului înțelegerii postului cu apă. Dacă reușești să mănânci o dată pe zi sau de două ori pe zi într-o fereastră de 4 ore, să zicem, la 10 și la 2, spre exemplu, este deja foarte bine. Te obișnuiești, vezi ce înseamnă abstinența pentru tine. Și ușor, ușor, încet, încet, bine ar fi să facă postul în concediu. Nu încercăm să facem în timpul serviciului, cel puțin la început. Pentru că ai nevoie de un pic de introspecție, un pic de rugăciune. Nu poți să faci asta în timp ce toți colegii pe capul tău acolo și te descurzi că de ce nu mănânci acum. Și întotdeauna vor apărea ispite de astea. Bă, da, acum e ziua mea, ia, servește, te rog și așa mai departe. Tu trebuie să-ți vezi de treaba ta, să stai un pic liniștit, să poți să te rogi. Știi, probabil sunt mulți oameni care se întreabă, Dumnezeu, dacă bei doar apă, de unde îți mai iei calciu, minerale, vitamine, doar din apă e suficient? Da. Pentru că de multe ori auzi, Doamne, mâncați fructe și legume, mâncați proteine, are corpul nevoie de toate. Deci noi discutăm de un post care se va întinde pe o perioadă relativ scurtă, 7, 10, 14 zile. În aceste zile, organismul își va extrage minerale din oase. Oasele sunt depozite de minerale. Și ai nevoie de calciu, de magneziu, de ceva, îți iei de acolo. Anumite probleme, cum ar fi crampele musculare, indică deficit de magneziu. Și îi putem da o pastiluță mică de magneziu. Cea mai bună pastiluță care nu schimbă traiectoria, nu schimbă cu nimic traiectoria. Că pe lângă apă, uite, mai sunt și pastile. Exact. Sau altceva în plus. Din când în când. Deci de asta zicem, nu trebuie vitamin water sau ce să mai dă, să zici, domnule, ai avea nevoie de ceva. Nu, bei doar apă, iar în cazul excepțional îți dăm ceva, cum ar fi un potasiu. Dacă ai aritmii la inimă, simți că inima îți bate irregulat sau îți bate foarte puternic, înseamnă că ai un deficit de potasiu, cum se dă și aspacardin. Dăm o pastiluță de potasiu. Da, voi toate chestiile acestea le dați cu ajutorul unor medici? Da, sigur că avem medic. Sigur că avem medic. Da. Și recomandăm. Și medicul îți spune, uite așa, uite așa.
Știi, tot în perioada asta postului, vreau să te întreb, poate sunt persoane care țin postul cu apă, dar în același timp trebuie să se abțină și de la postul trupesc? Eu te întreb toate lucrurile care îmi vin în cap și poate găsim foarte multe răspunsuri pentru cei care se uită la noi. La noi, post cu apă a făcut Valeriu Popa. Valeriu Popa, care a trăit în anii 70, 80, 90, poate chiar. Avea, cred că, undeva pe lângă Gara de Nord. Exact, da. Nu? Da, pe o stradă undeva pe lângă Gara de Nord, pe lângă spitalul, nu știu ce spital e acolo, dar militar, cred că undeva. Și făcea zilnic ședințe cu persoane și le explica exact ce le explic și oamenilor, cum funcționează și așa mai departe. Am avut chiar persoane care au venit la noi la tabără și au zis că au făcut 21 de zile cu Valeriu Popa și s-au simțit foarte bine. Exact cum a mers atunci, așa merge și acum lucrul. Doar că trebuie înțeles acest aspect al postului cu apă, că nu este o rețetă miraculoasă. Pare a fi miraculoasă, dar trebuie foarte multă aplicare. Nu, uite, am avut un postitor de la București și zice, știți, pentru noi ăștia la București nu prea avem noi voință așa, dar o pastilă ca să ne faceți să facem postul ăsta, nu există. Sau cineva să postească în locul nostru. Vezi? Nu cred că a întrebat cineva asta să postească cineva în locul nostru. Ba da, chiar da. Și, vezi, trebuie cumva să te adâncești în această înțelegere, să studiezi un pic, să vezi de ce funcționează lucrurile, cum funcționează și apoi să pleci în întrebările, da, medicul ce faci, da, ăla ce faci, da. Toți au locul lor bine așezat acolo în tot acest complex și împreună cu rugăciunea, pentru că de altfel, când te duci într-o mănăstire, ce faci decât să postești și te rogi? Înțelegi? Noi facem lucrul ăsta un pic la un nivel ceva mai aspru. Dar atât. Nu facem nimic mai mult decât ce s-ar face într-o mănăstire ortodoxă. Pentru că voi tot la mănăstire faceți acest lucru. Noi în mănăstire facem. E ca și cum ne-am întoarce în mănăstire și am face fix ce trebuie în mănăstire. Nu nimic altceva. Doar ce trebuie în mănăstire. Toate discuțiile, tot ce e în plus rămâne acasă. Și le cerem oamenilor să se îmbrace ca la mănăstire, să se comporte ca la mănăstire. Deci, practic, îi reeducăm din punct de vedere a înțelegerii postului și pocăinței. Am înțeles, practic, că postul trupesc, e clar, în aceste tabere nu și are locul, dar pentru oameni care sunt acasă și zic, haide că o să încerc 2-3 zile doar post cu apă. Postul ăsta trupesc încurcă? Pe care nu-l respecti? Începutul postului este așa. Trebuie să-și facă o curățare. Eu vorbesc de postul terapeutic care este separat de postul Paștelui sau postul Crăciunului. Postul terapeutic bine ar fi să se facă în perioada de posturi consacrate. De asta spun, adică să nu fie o confuzie. În momentul în care cineva vrea să facă acasă un post care să dureze minim 3 zile, trebuie să-și facă la început o curățare a colonului cu un purgativ. Noi folosim Fortrans. Acest Fortrans se folosește atunci când te duci să-ți faci colonoscopie. Exact. Luăm 2 plicuri de Fortrans cu 2 litri de apă și se elimină conținutul colonului. Pentru cei care vor să încerce așa ceva acasă, să nu-și pună program în ziua aia, pentru că la spital știu că se recomandă aceste lucruri. Nu știam dacă poți să-l faci și singur acasă, dar stai doar acasă. Da, adică doar la toaletă. Cam 2-3 ore vei fi lipit de toaletă. Și după ce se face curățarea intestinului, putem intra fără dureri de cap prea mari în post. Și ulterior, o clismă în fiecare dimineață. Pe lângă, se adaugă 6 km de mers în fiecare zi, deci nu trebuie să fie un post șezut, trebuie mișcat și cam asta e tot. Și bem apă și ne ferim de agitație și de cearta cu colegii. Și spunea că e bine postul ăsta terapeutic de foarte multe ori să se facă în posturile consacrate, postul Paștelui, postul Crăciunului și celelalte Dumnezeu posturi lucrează, din timpul anului. Dumnezeu lucrează cu totul diferit și timpul din timpul posturilor este un timp binecuvântat pentru post. Atunci este mai bine să facă. Bineînțeles, când ai o problemă de sănătate și vorbești despre postul terapeutic care tratează boli, te poate apuca problema oricând ai tu nevoie de ea. Dar bine ar fi pentru a respecta bună tradiția bisericii să o faci o săptămână în postul Crăciunului și o săptămână în postul Paștelui pentru ca toată starea de sănătate să conserve și să fie bine. Dacă ai ținut postul terapeutic 20 de zile, 30 de zile sau poate chiar 40 de zile și ai scăpat de anumite afecțiuni sau s-au ameliorat anumite boli,
acele probleme de sănătate pot să revină sau trebuie să ții postul terapeutic de acum încolo la loc? Interesantă întrebarea. Uite, din experiență, spunem așa. La tabără le zic la oameni, ca să păstreze această stare extraordinară pe care ți-o dă postul, o anumită vibrație, să zic așa, nu știu în ce termen pot să vorbesc eu, să fie bine. Energie. Să zicem, energia postului, perfect. Trebuie să facă o zi de post pe săptămână. În fiecare săptămână, negreșit. Dacă faci minim o zi de post pe săptămână, toate beneficiile acestea pe care le-am zis mai sus și care s-au acumulat în perioada de post, se păstrează. O zi de post. Această pe săptămână. Stare se menține doar cu o zi de post. Pe săptămână. Pe săptămână. Dar adică săptămână de săptămână. Deci cum ar fi vinerea să fie postul negru. O zi de post negru, doar cu apă, dar fiecare vineri sau o zi a săptămânii care o fie. Nu poți vinerea aia, faci joia respectivă și totul e în regulă. Și încă o săptămână la postul Paștelui și încă o săptămână la postul Crăciunului. Deja se adună 70 de zile de post pe an. Deci ca și cum ai face un sfert din timpul anului post sau o cincime. Este absolut suficient. Și așa, știi, ziceau ruși așa, o zi de post cu apă este egală cu 10-14 zile de sănătate. În momentul în care faci post mult cu apă, recuperezi sănătatea din trecut, îți tratezi bolile din trecut și îți proiectezi sănătatea în viitor. E foarte interesant când gândești așa. Și cu cât faci mai mult post, cu atât acoperi problemele din trecut și descoperi partea bună din viitor. La un moment dat văzusem pe cineva, cred că un medic era, și spunea în felul următor, că oamenii până pe la 40-45 de ani sunt într-un fel de garanție. După 40-45 de ani nu mai ești nicio garanție și în funcție de cum ai avut grijă de tine, începi să schimbi piese sau să înlocuiești piese. Unele se mai pot înlocui, unele niciodată. Noi la tabăra de post avem persoane cam între 50 și 70. Cam ăștia sunt... Clienții cei mai buni. Pentru că oamenii conștientizează ușor-ușor că poate n-au avut grijă de sănătatea lor cum a trebuit? Exact. La vârstele mai fragede, oamenii nu au motive să postească. Ce motive ai putea să ai să postești la 30 de ani? Decât niște motive subiective absolut puerile. Dar în momentul în care apar copii, în care apar nevoie, în care apar tumult în viața ta și vrei să faci ceva, vrei să iei legătură cu Dumnezeu și să-i explici sau să-ți explici sau să faci cumva să remodeleze viața ta. Ei, cam acolo-i. Cam de la 50 de ani în sus. Apa minerală, că tot am văzut aici apă minerală, poate fi folosită? Da. Poate, eu cunosc, de exemplu, oameni care beau doar apă minerală. Oamenii apa minerală, pot să țină post cu apă minerală sau e prea mult? Apa minerală, în contextul postului, poate fi un element terapeutic. Pentru că s-ar putea ca persoana să fie... Are mai multe minerale. Să aibă un mediu acid intern. A mâncat multă carne, a băut băuturi alcoolice, a consumat, știu eu, dulciuri prea multe, are mediu acid, știi, pH da. Acid. În momentul în care îi dăm post cu apă, s-ar putea ca acest șoc care se întâmplă între mediu acid intern și postul cu apă să fie prea puternic și va trebui să-i dăm, după teoria, cui pe cui să scoate ceva cu bioxid de carbon. Da? Tot mediu acid. Acid... carbonic, da? Apa minerală, acid carbonic, ca să ușurăm această trecere de la mediu acid spre mediu alcalin. Și atunci îi dăm apă minerală. S-ar putea ca o persoană, în timp ce bea apă minerală, să simtă mai bine la post. Deci este bun. Știi ce vreau să te întreb? Seminarul teologic pe care l-ai terminat, pentru că acum noi avem acest podcast care, iată, postul terapeutic despre care vorbim, cel cu apă, este filmat, acest podcast, în postul Paștelui. Eu țin postul Paștelui, de exemplu, și chiar vreau să te întreb pe tine, care ai terminat seminarul teologic, de ce, de exemplu, la postul Crăciunului ai mai multe dezlegări la pește, aproape în fiecare săptămână, față de postul Paștelui, când ai doar de două ori aceste dezlegări. Da. Postul Paștelui este un post mult mai aspru, având în vedere contextul în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit și, sigur, a murit și a înviat. Vreau să te întreb și pe latura aceasta, pentru că poate sunt oameni care se uită și zic, Dumnezeu, dar eu nu pot să țin post. Am încercat, dar nu pot să țin post. E o încercare asta? E o luptă cu tine? Este o luptă maximă cu frica noastră. Am observat că
Postul cu apă îl începe doar o persoană care a reușit să-și depășească starea de frică de moarte. Pentru că începi să faci un post cu apă și nu știi ce va urma mâine, poi mâine, peste o săptămână, peste două săptămâni. Și ai văzut, ai auzit pe cineva în viața ta care a murit sau s-a simțit rău. Și tu în fiecare zi te lovești așa în subconștientul tău această frică de moarte, că ai putea păți ceva, ai putea pica jos, o să-ți facă rău la volan și așa mai departe. În momentul în care te hotărăști să depășești conștient această frică, atunci în tine se dezvoltă un erou care nu se poate dezvolta cu nicio altă șansă în viața noastră decât doar război sau cataclisme deosebite și deprinzi această posibilitate de a-ți înfrânge limitele. Vezi? De asta zic. Trebuie să studiem un pic postul cu apă, să vedem ce face el și de ce face și cum poate să facă. E ca și cum intri voit într-o anumită confruntare, într-un anumit război și dacă ar fi să credem sau să înțelegem mai bine Sfinții Părinți, noi intrăm într-o confruntare cu duhurile nevăzute. Nu? Și atunci înțelegem de ce unii pot să facă post, alții nu pot să facă post. Pentru că unii sunt mai determinați de a lupta cu aceste nevăzute și alții mai puțin determinați, care se lasă mai mult în voia firii. Și anume fac ceea ce poftesc ei, care ei consideră că fac ceea ce trebuie. Da? Este o diferență în literatura teologică între corpul, care zice că e ca un cal neîmblânzit, și duhul care vrea la Dumnezeu. Și atunci vei avea tot timpul o luptă între acestea, între corpul care ne îmblânzit și duhul care vrea la Dumnezeu. Asta niciodată, zice Apostolul Pavel, nu pot fi pus împreună. Totdeauna duhul va lupta împotriva trupului și trupul va lupta împotriva duhului. Și cu toate că nu pot fi puse împreună, sunt împreună. Da, și trebuie să luptăm cu asta, trebuie să trăim cu asta zilnic. Și atunci înțelegi de ce câteodată poți să faci ceva, câteodată nu poți să faci ceva, pentru că câteodată ai mai presus duhul decât trupul sau invers. Ție ți-e frică de moarte? Eu cred că, sau nu, știu că primii, acolo, când se trage linia în apropierea tronului Domnului Iisus Hristos, sunt mucenicii. Sunt cei care au murit pentru credințele lor. Mai ales credința în Domnul Iisus Hristos. Și atunci, gândind așa, ce va veni, va veni. Dar nu mi-ai spus. Ți-e frică? Nu. Deloc? Nu. Nu mi-e frică. Ai avut momente când ți-a fost frică? Mai ales după ce l-ai pierdut pe tatăl tău? Și ai avut atunci momente când l-ai pierdut pe tatăl tău în care ți-ai zis, ah, dacă puteam să-l conving să încerce post cu apă, poate lucrurile stăteau altfel? Lucrurile au lucrat așa în viața mea încât am înțeles tot ceea ce s-a întâmplat ca un pas înainte, ca o cale pe care trebuie musai să o urmez. Nu a fost cazul de a da vreodată înapoi sau de a mă răzgândi de la ceva. Deci tot ceea ce am cerut s-a împlinit cu o uluitoare rapiditate. Eu am cerut să învăț să vindec oameni și după 3 luni de zile deja făceam tabere de post. Și eu nu știam să fac lucrul ăsta. Eu am venit dintr-un mediu care nu avea nicio legătură cu clinici, cu ce zic eu aici. Nu sună prea mult sau prea puternic vindec oameni? Așa am cerut eu. Acum ce pot să fac e cu totul diferit. Deja suntem un context de persoane care reușim să mișcăm un pic lucrurile în domeniul sănătății personale a fiecărui individ care vine acolo. Toți care pleacă de la noi sunt mulțumiți dintr-un anumit punct de vedere. Bineînțeles, eu personal nu fac mare lucru decât îi încarc pe oameni cu anumită energie. Le dau din înțelegerea mea vis-a-vis de lucrurile astea anumite informații. Toată echipa care lucrăm cu ei reușim să mișcăm un pic lucrurile. Facem și noi cât putem face. Exact ca și cum te duci la mănăstire și vii un pic mai fericit de acolo. De ce ai venit mai fericit? Ce s-a întâmplat? Păi te-ai întâlnit cu cineva, păi te ruga cumva, păi ai stat într-un anumit fel, păi ți-a plăcut mâncarea, ceva. E, așa încercăm și noi să punem lucrurile cumva într-un anumit fel la mănăstire acolo, la Vatra Dornic, ca lucrurile să fie mai bune pentru persoanele care ne trec pragul. Și mă bucur foarte mult pentru că reușim să le dăm această credință în Domnul Iisus Hristos și Maica Domnului, pe care, în general, o pierd în oraș. În oraș se iau cu familia, cu serviciu, cu aia, cu aia. Când vii acolo și 10 zile te duci în fiecare zi la biserică, avem un duhovnic care stă 4 zile împreună cu ei și 10 zile îi bate la cap. Pentru că repetiția poate fi și mama învățării. Exact. Ai momente pe care le regreți din trecutul tău jurnalistic? 10 ani la
corespondent la știri? Nu, tot ceea ce am făcut și sincer și dacă o să audă, nu spunem nume acum cine acest podcast, sincer, sunt foarte mulțumit de ceea ce am făcut și prin ceea ce am trecut, pentru că m-a clădit ca un om responsabil, un om care a învățat să vorbească cu celălalt, foarte multe experiențe cu persoane, deci știu să deschid o ușă, știu ce înseamnă autorități și așa mai departe, deci totul a fost foarte în regulă. Asta a fost în perioada de 10 ani corespondentă la știri. Dar dacă ar fi să schimbi ceva din trecutul tău, poate nu neapărat legat de cel profesional, ai schimbat ceva? Nu cred că aș schimba nimic. Pentru că... Ai momente în care poate ai reacționat într-un fel... Tot ceea ce am fost m-a adus aici, la ceea ce sunt astăzi și la modul în care gândesc astăzi. Și această transformare a conștiinței nu se putea face decât dintr-o strângere foarte puternică de voință, de dorință. Și poate că am greșit, sigur că am greșit ca noi toți, dar dacă nu avem problemele pe care le-am avut, care mi s-au tratat, dacă nu aveam această înțelegere de transformare, dacă nu fumam și odată, dacă nu beam și eu la un moment dat, dacă nu făceam atâtea lucruri, nu ajungeam acum cu această dorință mare de a transforma această persoană în altceva. Dar cât post terapeutic cu apa ai ținut, mi-a rămas în cap ce ai spus, bem apa, acum postul terapeutic te ajută să vindești niște lucruri din trecut și să proiectezi în viitor. Tu unde poți să spui că ai ajuns cu trecutul? Interesant întrebare. Cred că mai am de ținut 20 de ani ca să vindec tot ceea ce este de vindecat. Atât de mult? Da, pentru că partea noastră aceasta care merge la Dumnezeu, sufletul acesta, este atât de curat, atât de pur, încât noi de când ne naștem începem să-l murdărim, știți? Și pe măsură ce înaintăm în viață, ne dăm seama cât de frumos am fi putut fi și cum nu am fost. Dar eu am ajuns la 40 de ani să-mi dau seama că am timp să-l recuperez. Și îmi doresc foarte mult lucrul ăsta, să recuperez ceea ce mult timp am tot poluat acolo. Și poți să recuperezi lucrul ăsta nu stând doar la mănăstire și stând și într-o viață cu foarte multe tentații, dar nu neapărat sigur, aduceți-vă aminte, vizuale, mă refer atunci, la tentații vizuale. Aduceți-vă aminte că mulți din cei care au fost poate zăvorâți sau au stat prin peșteri, au fost chemați la un moment dat în lume și au fost puși să discuți cum ar fi fost Justin Pârvu sau știu și eu alții ca el, care Nicolae Steinhardt, de la un moment dat începi să primești o misiune care ți este încredințată să faci o anumită lucrare în lume, sigur. Noi stăm în mănăstire, dar lucrăm cu oameni, mulți oameni, și mai mulți oameni decât ar fi în această lume. Când plec de la mănăstire, vin acasă, unde încerc să am o viață nu firească. Tot cam de mănăstire, așa. Deci, duci mănăstirea cu tine oriunde mergi. E obligatoriu. Te încarcă cu energie oamenii care te sună după ce vin de la taberele astea și zic, hei Cezar, uite, mă simt mai bine, îți mulțumesc. Vă rog să mă credeți pentru că ți rănește ego-ul care exact, e împotriva... Asta vreau să zic. Vă rog să mă credeți că nu am satisfacție din ceea ce îmi spun mie vis-a-vis că i-am ajutat. Am satisfacție când aud că ei se simt bine, efectiv, când și-au schimbat viața, când s-au dus în altă parte, când au făcut transformări în viața lor. În momentul în care mi-am asumat această lucrare, am înțeles că eu personal nu contez. Deci nu contez că sunt eu sau ești tu sau e oricine altcineva. Trebuia să fie cineva să aducă această veste în România. S-a întâmplat ca în 2020 să merg eu. Atât. N-am niciun merit pentru lucrul ăsta. Eu sunt doar un jurnalist, până la urmă, cu anumite aspirații. Te întreb câte kilograme ai acum? Cred că în jur de 88. Și ce tensiune? Tensiunea e 12,7 de când am ținut postul. Pentru că am deschis cartea, jurnalul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă și am ajuns fix la ziua 40 în Siberia, unde titlul este Slavă lui Dumnezeu pentru toate, sunt un alt om, 10 aprilie 2020, aveai 80 de kilograme, erai mai slab, aveai tensiunea 11,9, 11,9 cu 7,8. După ce am ținut... Asta a fost și aici ziua 40, este ziua concluziilor. După ce am ținut acest post și altele ca el, mai scurte firește, mi-am dat seama că există o stare optimă de sănătate a omului la care se simte cel mai puternic. Da, probabil că toți bărbații simțim asta.
Și acum, cam la această greutate, mă simt optim din punct de vedere fizic. Fac multă mișcare, mă simt foarte bine din punct de vedere fizic și, slavă lui Dumnezeu, după acest post am scăpat de mare parte din problemele de greutate, de tensiune, de aritmii ce am avut. Vreau să te întreb, după postul terapeutic pentru oamenii care țin post cu apă, există și o perioadă de restaurare? Sigur. Pentru că după ce ai terminat postul de 40 de zile cu apă, ce faci? Te întorci și mănânci cum mâncai înainte? Parcă nici organismul nu mai acceptă, nu mai poți. Atât perioada de pregătire cât și perioada de ieșire este foarte importantă. Eu fac o paranteză și mă uit la cei care au fost la Survivor. Chiar zilele acestea am avut pe cineva care spunea, domne, am ieșit dintr-un show unde aveam mâncare foarte puțină și în două săptămâni m-am îngrășat 13 kg pentru că nu mă mai puteam opri din mâncat. Da. Și mă întreb dacă oamenii aceștia care țin doar postul cu apă atâtea zile se întorc la obiceiurile dinainte sau sunt mai atenți sau își dau din nou organismul peste cap, știi că... Avem o discuție de două zile despre subiectul ăsta. Perioada de restaurare, cum te întorci, nu? Nu este deloc ușor să facem această revenire, pentru că ce este important de a înțelege, papilele gustative se resetează. Stomacul își revine la o dimensiune inițială care e micuță. El fiind elastic. După ce ieșim, trebuie să ne educăm mintea să nu mai avem aceleași porniri pe care le-am avut la început și să înțelegem că suntem diferiți acum după ce am terminat postul acesta. Mâncarea trebuie să fie fără sare, fără zahăr, fără stimulanți, fără arome, fără așa, cam perioada postului. Cât am ținut, 7 zile, 10 zile, cam atât trebuie să fie și aceasta. Fără sare trebuie să fie dublu perioadei. Sunt anumite... spre exemplu, reglementări, nu ai voie să mănânci mai mult de 350 grame la o masă. Ai voie să mănânci vegetal și de la lichid spre solid, ușor, ușor, exact cum mănâncă bebeluși. Exact cum e un bebeluș neobișnuit cu carnea, cu alimentele acestea mai intens procesate. Deci începe cu programul de diversificare al bebelușului. Exact ca un program de diversificare. Așa trebuie, începem cu suculeți, cu compot, cu biscuiței, ușor, ușor, mămăliguță, moale și așa mai departe, ușor, ușor, întins pe perioadă minim egală cu perioada de post. Și în toată această perioadă în care persoana consumă puțin, am zis 350 de grame, nu chiar mult, el se obișnuiește cu un nou mod de a consuma alimentele. Și ușor, ușor se ține de programul ăsta, îi place, se simte bine și așa va face de acum încolo. Dacă va face și o zi pe săptămână, cum am zis, va reuși să-și păstreze greutatea pe termen nedefinit. Am persoane care vin după un an, doi și zic, dom'le, unde am ieșit de acolo, acolo am rămas. Vreau să fac alt gen de progres acum. Vreau să fac un progres duhovnicesc. Sigur, poftiți. Pentru că e important pentru cei care se uită la podcastul nostru și încearcă acest podcast să aibă grijă și la perioada de revenire. Pentru că dacă te întorci brusc la obiceiurile pe care le aveai înainte să ții postul, te dereglezi și îți strici și stomacul și te îmbolnăvești, cred. Deci, Valeriu Popa a discutat despre persoane care au mâncat mult. Spre exemplu, era o istorie cu o persoană care a mâncat 2 kg de struguri, trecând prin piață, ea a fost poftă și a murit. Sau literatura rusească vorbește despre persoane care ar mânca carne, cum zicem, domnule, nu te poți abține, nu știu ce, și după ziua 15, a 20, ia ca mănânci o friptură, poți să mori, Doamne ferește. Deci trebuie să, de asta ziceam, nu e ușor să ții un post, trebuie să-ți asumi o anumită trăire, o anumită înțelegere, trebuie să te ții în frâu, dacă ești o persoană foarte, foarte pofticioasă, poate e bine să te duci undeva, să aibă alții grijă de tine. Dacă ajungi într-o deci zi asta... înaintată de post și te scapi la alimente, nu-ți va fi bine deloc. Deci de asta cu mare atenție pentru cei care urmăresc podcastul, că poate pare ușor, bei doar apă și atât, dar revenirea, staurarea, toate lucrurile astea pot să-ți facă mai mult rău. Această luptă a omului cu sine însuși poate să-i facă cel mai mare rău. Deci omul trebuie să se liniștească, să ajungă la o anumită pace cu el însuși, de asta își face mănăstire, favorizează mănăstirea tot această pace, înțelegem anumite lucruri și apoi ne punem la postit. Postul e a doua, a treia etapă din procesul postului. Și eu spun așa, copia de la alții, bineînțeles, nu problema alimentelor este cea mai mare la post, ci gândurile la alimente.
faptul că întotdeauna ai în mintea ta o băzâit care îți indică nu știu ce e fast food, nu știu ce e friptură și așa mai departe. Pentru aia e obișnuința din anii trecuți. Exact. Aia trebuie să iasă din mintea ta și apoi, ușor, ușor, să ne apucăm de a face postul efectiv cu apă, care este metodă terapeutică. Am văzut că ai spus de mai multe ori pe durata podcastului de Valeriu Stoica. Cum ai auzit prima dată de el? Valeriu Popa. Cum ai auzit prima dată de el? Păi a lăsat ucenici în urma lui, care au scris cărți. Eu nu am fost contemporan, bineînțeles că am citit despre postul cu apă și singurul la noi a fost Ovidiu Harbădă, un ucenic de-a lui Valeriu Popa. A făcut în 1996 și 97 40 de zile de două ori și a lăsat urme în istorie lucrul ăsta. A fost și supravegheat medical. Și alți ucenici de lui care au mai lăsat cărți pe acolo. Nu este foarte multă literatură la noi, din păcate, și care este, nu a fost făcut publică nici măcar așa, cum podcast. Toți stau și fac. Și erau, cred că, și alte vremuri atunci. Imaginează-ți cum era să ai un podcast cu Valeriu Popa să-ți povestească despre acest post cu apă. Da. Și tu atunci când ai luat decizia să faci postul cu 40 de zile, era pentru că așa ai simțit tu și ai zis, bă, vreau să încerc post cu apă și așa ai căutat și ai găsit în Siberia. Și apoi citise despre Valeriu Popa sau înainte? Sigur, a început să fie o muncă de documentare concomitentă, să zic. Da, ideea asta ți-a venit pentru că așa ai simțit. A fost sigur. Odată, nu? Sigur. Deci tot ceea ce am făcut până acum, dacă am făcut ceva, a fost doar pentru faptul că iubesc foarte mulți oameni și că am vrut să le dau o variantă ajutătoare pentru această lume. Înțelegem cu toții, sigur, pastile pot să facă bine, sunt metode terapeutice diverse, dar există și această metodă terapeutică care funcționează cu succes în câteva țări din lumea asta și de ce să nu funcționeze și la noi. Mai ales că mulți avem nevoie de ea. Avem bătrâni care nu prea au bani, avem fel de fel de probleme. Și care ar putea să se amelioreze. Deci, hai să folosim acest cuvânt. Să ameliorăm afecțiunile, da? De tratarea afecțiunilor e complicat, că trebuie să demonstrezi din punct de vedere științific dacă s-a tratat sau nu. Eu mă gândesc că dacă toate aceste lucruri ar reuși să vindece atâtea boli, cât de ușor, practic, oamenii au la îndemână această rețetă care nu costă. Poate să fie gratis, poți să ai apă de la un izvor. Deci dumneavoastră undeva în Biblie Apostolul Pavel zice că Dumnezeu a pus lucrurile înțelepte în lucrurile mici. Dumnezeu, dacă ar fi pus un tratament a bolilor undeva, l-ar fi pus unde să-l găsească toată lumea. Nu l-ar fi pus, pe exemplu, într-un anumit loc, înalt, nu știu ce, care cu greu poți să ajungi acolo și dacă ai avea 100.000 de euro, să zic, te-ai putea trata. Nu. Pentru că toată lumea, în iubirea lui Dumnezeu, toată lumea ar trebui să aibă acces la un anumit sistem terapeutic. Cât de simplu ar fi fost să-l pui în nemâncare. Și așa s-a întâmplat. Și l-a pus în nemâncare. Hai să vă zic de la ce a pornit această idee a postului terapeutic. Prima dată s-au observat animalele că în timpul unei lovituri sau unui accident sau ceva, animalele tind să se ascund undeva și să rămână acolo 2-3 săptămâni până când se refac. Automat și iese afară sănătos. Și oamenii de știință de la vremea respectivă s-au întrebat, oare nu funcționează și oamenii la fel? Și s-a observat că toate ființele funcționează după aceleași principii. Dacă îl lași în pace, se va face bine. Deci dacă ai un pacient în spital, nu-i du mâncare în belșug, lasă-l cu mai puțin sau spre deloc, pentru că el așa se va face bine. Și așa putem înțelege că funcționează postul terapeutic. Da, încă o dată, povestea asta, exact cum spuneai tu, depinde de om, de la om la om, pentru că sunt poate unele boli sau unii oameni care chiar au nevoie de mâncare sau de anumite lucruri. Sigur. Cezar, să știi că o să vreau să citesc spre finalul podcastului un lucru din cartea ta, de oră jumate de vorbă, Jurnalul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă, Cezar Elisei și Cezar Elisei Calea Mea. Acestea sunt cărțile, oamenii le găsesc, nu? Le pot găsi și online? Sunt în toate librăriile, sunt și online, sunt și la noi meridiane.ro pe editura noastră. Uh-huh. Mi-a plăcut aici în această carte ce scrie. Eu țin postul Paștelui și îmi place cum scrie aici. Vă încurajez să îl cunoașteți pe Dumnezeu prin post. Este o călătorie fantastică, minunată, binecuvântată, de nedescris în cuvinte. Postul este ceva ce răvășește interiorul, dar înfrumusețează exteriorul. Nu se vede postul pe cel care îl ține cu adevărat sau poate se vede în sensul că postitorul este din ce în ce mai fericit.
Sper ca oamenii să fie fericiți cu podcastul nostru și să își aleagă lucrurile care îi fac pe ei fericiți și în același timp să se documenteze înainte de a face absolut orice lucru și să caute mai multe despre Cezare Lisei și să caute despre, cum să mai zic o dată, site-ul ca să știe lumea, tabere de... Asociațiapostului.ro Asociațiapostului.ro, dar acolo găsești și despre taberele de post, găsesc nu? Găsești despre tabere, găsești despre istoria postului, despre contraindicații la post, tot ceea ce ar trebui să știe în mare parte ca să facă un post de bună calitate și să aibă grijă la ceea ce fac. E foarte important să intri în această lume și să înțeleagă despre ce este vorba la reținerea de la hrană și apoi să înceapă să facă. Sigur, este pentru toată lumea, pentru mare parte din oameni, este ușor de făcut, să zic, și acasă. După ce te-ai învățat și ai văzut cum funcționează, poți să-l folosești oricând. Uite, eu pot să zic că fac pregătirea asta, ținând și postul Paștelui. O să comandăm acum ciucă cu ajutorul partenerului nostru de la Bringo. Deschidem aplicația și ne comandăm de post. O să mergem foarte mult pe legume, pe fructe, pe verdețuri, da? Da. Găsim la Bringo. Mai găsim la Bringo și luăm apă și uite, apă. O să încerc postul terapeutic ușor, ușor, așa, cu diferite pauze și să știi că noi avem un partener la podcast, avem mai mulți parteneri, dar unul dintre ei, Sanador, ne spune, domne, sănătatea ca stil de viață și aici ai un voucher atunci când poate începi sau poate vrei să vezi cum mai stai cu sănătatea, cu analizele, poți să mergi la Sanador, sănătatea ca stil de viață. Mulțumesc. E un voucher unde poți să mergi să-ți faci analizele. Îți faci des analizele? Anual, da. Anual, pentru că sunt cumva responsabil și față de mine și față de ceilalți postitori și cred că ar fi injust să stau cumva la mila lucrurilor se întâmple. Sigur, și trebuie să fim întotdeauna în analize medicale, în compania medicilor, să știm ce este cu noi. Se schimbă analizele de la an la an? Observi îmbunătățiri? Observi lucruri care s-au modificat vizibil așa de când ai început să ții postul ăsta? Să-ți dau un exemplu care poate că te va mobiliza. Te rog. După circa 2 săptămâni de post, consecutiv. Tu când spui post, spui doar postul terapeutic cu apă. Postul cu apă, da. Părul poate reveni la culoarea lui din originală și inclusiv barba și pielea va fi mai frumoasă. Deci doar efecte pozitive. Iar dacă vezi că ți apar firii albe în barbă, poți să recurgi la 10-14 zile de post și se va rezolva situația. Și se va păstra o situație bună, să zic așa, cu o zi de post pe săptămână. Deci pentru cei care se uită la noi, sunt multe beneficii pe care pot să le testeze și pot să le vadă. Și exact cum spuneai, pot să le vadă și sub supravegherea unor medici. Sigur. Ca să fie 100% că sunt în siguranță și că sunt exact cum Sigur, trebuie. Sigur, dar avem medici creștini mulți. Mai ești aici la București, aveți care... Ce înseamnă medici creștini? Care au studiat cu domnul Pavel Chirilă, probabil că îl știți. Sau au o abordare din aceasta... și duhovnicească. Medicul creștin nu e medicul care a terminat teologia, care nu a terminat medicina? Este medic care are abordare și duhovnicească. Da, a terminat așa medicina, simte. Nu? Sigur că a terminat medicina. Și acești medici creștini cu siguranță că vor putea explica foarte ușor ce înseamnă postul și bisericesc și terapeutic. Cu siguranță că știu că practică. Sigur, să ne alegem ca la duhovnici, să ne alegem oameni potriviți pentru nevoile noastre. Știți că nici orice preot nu poate să ne fie duhovnic, că poate nu ne înțelegem cu el. Mergem din duhovnic în duhovnic până îl găsim pe cel care ne face plăcere și ne liniștește și așa. Poate că așa și la medici, să găsim un medic care să ne... Să rezonez cu el. Exact, să ne ducă pe anumite căi terapeutice pe care le preferăm noi. Eu am țin postul Paștelui sau postul Crăciunului, nu l-am ținut în fiecare an, dar uite, de exemplu, anul ăsta țin. Și povestea asta vine din copilărie, de la bunica mea care m-a crescut și mă ducea duminica la biserică. Iar acum pot să spun de duhovnic că merg la vreo 20-25 de kilometri de unde stau, pentru că preotul nostru, duhovnicul nostru, s-a mutat la o altă biserică în afara Bucureștiului, dar bucuria aia de a te duce duminica, de a sta la slujbă, chiar săptămâna trecută am fost doar eu cu fiimea și a fost foarte, foarte fain. Prescurile alea de la biserică nu se compară cu nimic niciodată. Excelent. Cezar, îți mulțumesc mult de tot. Sigur. Lăsăm în descrierea podcastului nostru și site-ul asociației și unde poți să te găsească oamenii și sper să ne mai vedem și la un alt podcast. Asta a fost doar încălzire, așa.
Așa să ne ajute Dumnezeu, da. Îți mulțumesc mult de tot, Cezare Lisei, mulțumesc, oameni buni. Dacă v-a plăcut, dacă sunt lucruri pe care le-ați învățat, puteți să le share-uiți mai departe pe Instagram, pe Facebook, să ajungă la cât mai multă lume. Eu vă mulțumesc mult de tot că urmăriți podcastul Acasă la Măruță, iar noi promitem să ne întoarcem cu următorul podcast care să fie la fel pe gustul vostru. Mulțumim mult de tot, aveți grijă de voi și înainte de a face absolut orice, documentați-vă să știți că înțelegeți tot ce trebuie despre un lucru pe care vreți să-l faceți. Mulțumesc mult, Cezar! Mulțumesc și eu!